Ce faceți aici? Ne jucăm. Facem un campionat de basket. Trebuie să se adune lumea. Am anunțat de la 9, dar probabil că încă nu s-au trezit chiar toți. E duminică, totuși. Duminică, da. Duminică, dar oricum. Da. Au început să se adune. Acum mai umflăm. Trebuie să vină încă cu 2000 și jucăm basket. Am înțeles că... Am pregătit și diplome pentru cei mai tineri, cei mai în vârstă, cei mai mici, mai mari. Cine vrea să arunce la coș cele mai frumoase, cele mai campionat, loc 1, 2, 3, dăm diplome. Să vină toți să joace. Pentru cine e deschis concursul? Toată lumea. Oricine, oricine. Mic și mare s-a pus pe Facebook și s-a anunțat peste tot. Acum afișe n-am făcut, dar pe Facebook, ăla e pentru toată lumea. S-a anunțat campionatul cu mic, cu mare, deci nu contează nici sex, vârstă, vârstă, religie, nu contează, toată lumea e binevenită să joace. Da. Apare postare făcută chiar de Dar ce se întâmplă? Ceva determinat să faceți acest campionat? Această mobilizare, pentru că până acum era... Nu a mai fost niciun campionat de acest fel. Jucam așa mai mult, de distracție. Am zis să organizăm și cât un campionat. Am înțeles că mai vor alții să vină să-și parcheze mașina, nu să joace. Noi vrem să jucăm. Am văzut un panou pe care scrie teren de basket amenajat de primărie în folosul cetățenilor riverani. Și totuși, am înțeles că există un conflict între primărie și locatarii din jurul acestui teren, în sensul că primăria a încercat, am văzut și această rampă amenajată pentru acces mașini, intenționează, sau mă rog, a încercat să transforme acest teren într-o parcare temporară. Da, așa este. Și noi nu vrem acest lucru, pentru că de la o simplă parcare se poate ajunge chiar și la construcție pe viitor. De unde putem ști? Plus că este un simplu... mobilizat, pentru că bisericienii sunt mai, cum să zic, mai... Avem putere de convingere. Mai înțelegător, ca să nu spun altfel. Orice chestiuță mică, până la urmă, te unește. Ca și peste tot în lume. Orice necaz, orice bucurie, unește oamenii. Care a fost senzația dumneavoastră? Că până la urmă ceva v-a speriat.
Pe momentul ce în care m-a speriat faptul că s-ar putea să vină fetele să se joace într-o pată de ulei, de exemplu, de la vreo mașină. Asta în cel mai fericit caz. Asta în cel mai fericit caz. Dacă cumva totuși rezistă asfaltul, care chiar numai un strat simplu de asfalt, peste pământul simplu. Deci orice, mai multe mașini să vină, efectiv s-ar strica tot asfaltul. Deci n-ar mai putea fi teren de sport. Ce veți face în continuare, în afară de acest campionat ad hoc, ca să zic așa? Fiecare duminică și poate și în timpul săptămânii facem și campionate, nu neapărat de basket. Ne-am gândit și la lap tenis și la câte un fotbal mic. Puse două pietre pe post de porți, poți să joci liniștit și un fotbal micuț. Veți face aici un loc unde să vă întâlniți, dumneavoastră, locatarea acestui... Nu numai noi, oricine martal. Poate să vină aici să se vadă că noi ținem la locurile să fie cât mai mult spațiu verde și liber. Nu neapărat... De mișcare. De mișcare și nu neapărat... Deci cine vrea să vină să se miște, are unde să-și parcheze mașina în jur și să vină efectiv aici să facă sport. Îmi spuneți numele? Marilena. Marilena și mai Marilena. Marilena și mai cum? Marilena. Marilena, mulțumesc. Mulțumesc. Deci, spuneți-mi care e până la urmă meciul zilei între dumneavoastră și primărie? Nu, deci noi ne exercităm aici un drept al persoanei garantat de către statul român, am pregătit și eu deci o mică informare asupra bazei legale sub protecția care acționăm. Deci, și o să vă citesc din legea sporturilor. Educația fizică și sportul sunt activități de interes național sprijinite de stat. Practicarea educației fizice și sportului este un drept al persoanei, cu tot ce implică asta atât în legislația națională, cât și în dreptul comunitar. Exercitarea acestui drept este liberă și voluntară. Și se spune așa la un alt articol, autoritățile administrației publice au obligația să sprijine sportul și au obligația să asigure cu prioritate copiilor de vârstă preșcolară, tinerilor și persoanelor în vârstă, condiții pentru practicarea exercițiului fizic. Asta înseamnă, deci este mai menționat expres cu prioritate, că persoanele menționate în lege au prioritate inclusiv asupra mașinilor. Mai mult decât atât. Articolul 88 se spune foarte clar, constituie contravenție următoarele fapte dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni. Și care? Îngrădirea de către deținătorii de baze sportive a accesului celor îndreptățiți să le utilizeze. Se constituie în contravenție dacă nu cumva sunt întrunite condițiile ca să fie încadrată sub incidența legii penale. Deci nu este niciun meci, nu avem nimic cu nimeni, nu luptăm împotriva nimănui. Dar, asta ne exercităm un drept garantat de statul dreptul. Român. Absolut, ne afirmăm drepturile și le exercităm în mod liber. Deci, acum problema specifică a parcărilor. Acum, foarte recent, de câteva 10 minute, un protestatar a făcut un inventar al locurilor libere de parcare. Din zona? Din zona, în spate la Universitatea Babeș-Bolyai. Parcarea este goală, sunt 3 mașini parcate. În spate la Institutul de Proiectări, fostul Institut de Proiectări din strada Oștului, parcarea este goală. Deci asta înseamnă la 3 minute de biserica... La 248 de pași numărați de către domnul care le-a numărat aceste lucruri. Deci, și totuși s-a solicitat că... accesul în acest teren... Da, noi... În fine, cetățenii români care au cerut, în baza drepturilor de cetățeni români care le revin, au cerut soluționarea din partea administrației a problemei locurilor de parcare, sunt îndreptățiți să o facă. Deci au dreptul, iar administrația are obligația să le ia în considerare
cererea doleanța. Să le o doleanța și să o soluționeze conform în spiritul legii. Da. Noi încălcând un drept al dumneavoastră. Deci, domnii care au cerut parcarea au tot sprijinul nostru. Deci suntem de partea lor cu condiția să nu parcheze aici, pentru că este ilegal. Deci autosprijinul nostru îi sprijinim să găsească alte soluții cu tot ce ține de noi. Suntem alături de ei. Deci nu este un conflict cum sunt. Deci chiar sunteți în aceeași echipă. Suntem în echipa cetățenilor acestui oraș. Acestui oraș. Deci da? Nu suntem în două echipe diferite. Nu suntem două triburi care se dispută pe un teritoriu. Florin Buțiu. Angelica, spune-mi un pic în contextul în care în Bistrița cetățenii, practic societatea civilă este, aș putea spune, cam apatică, ca să folosesc un cuvânt blând. Cum de v-ați găsit, ca să zic așa, tocmai voi, da, care să spuneți nu și să, chiar să faceți ceva, să încercați să-i opriți pe acești domni de la primărie, care, în loc să vă respecte drepturile și să vă ajute să vă exercitați drepturile, încearcă să vi le încalce. Unde v-ați găsit-o? Păi, ideea e că dacă vezi că chiar sub nasul tău, așa, ți se încalcă drepturile, deci, într-o problemă foarte mică, să zicem așa, așa, am urmărit să ne informăm despre lege. Și pe baza legii am acționat ca atare. Deci nu am încălcat legea cu nimic, ne-am cerut drepturile și, în primul rând, ziceai mai înainte că ce ne-a speriat. Da. Păi, în momentul în care în acest spațiu ar intra, spațiu mic și închis dintre blocuri, ar intra, să zicem, 30 de mașini, așa aproximativ văzut spațiu. Deci ca să intre și să iasă 30 de mașini, durează un timp și se vor produce aici niște noxe extraordinare. Și mai ales duminica, când vrei să te relaxezi, să respiri aer curat, să ieși pe balcon, să fii în liniște, așa, tu ești nevoie să respiri să de curse, două da. Ori pe zi, nu, nu, deci ideea era de două ori pe zi, dimineața și după masa, dimineața și după masa, deci nu ai timp deloc să te relaxezi, să te destinzi, că tu trebuie să respiri aceste noxe, așa, și copiii, când dau ei timp liber duminica, pentru că acum sigur este vacanță. Dar, și au mai mult timp liber. Dar această aprobare a fost dată pentru tot anul, nu este numai pentru vacanță. Vară, pentru așa. Și copiii când au timp liber duminica, așa, să se joace când vor ei, nu, ei trebuie să-și facă timp când, să facă program, când vrea, da? Să fie tot primăria la program. Să se joace, da. Deci o limitare a dreptului copilului. Actualul primar, având în vedere că mai există un precedent unde pe un teren de sport, și mă refer aici pe terenul de fotbal al liceului Rebreanu, s-a dat drumul la o construcție, chiar este o construcție și, mă rog, avea un plan să distrugă chiar și terenul de iarbă, de fotbal, de la liceul Rebreanu și acum acest teren de aici. Crezi că actualul primar, și mă refer aici că sub comanda domnului primar Crețu s-au făcut aceste lucruri, are ceva cu sportul, cu mișcarea, cu spațiul verde, îi place asfaltul, să înțeleg? Da, deci eu cred că ia niște hotărâri care nu țin neapărat de vorba de arbitrar? De și de abuz cetățenilor. Așa. Și nu știu după ce principii pe ce principii se bazează domnul primar când ia aceste decizii. Angelica, este totuși sub semnul întrebării acest aspect. Extrapolând acum, voi sunteți niște cetățeni ai orașului Bistrița din cartierul Decebal. Da. Și aveți stima mea pentru că v-ați mișcat. Crezi că ar trebui, eu știu, având în vedere că societatea civilă nu este polarizată, este amorfă, ar trebui mai multe exemple de felul acesta și că voi sunteți, până la urmă, un țipăt în acest oraș în care nimeni nu face nimic, în contextul în care toate drepturile cetățenilor sunt călcate în picioare?
dorim să dăm un exemplu și să invităm și pe ceilalți prin acțiuni pașnice și prin informare să ia atitudine la tot ceea ce este ilegal. Și la lucruri care consideră că sunt încălcări ale drepturilor cetățenilor. Exact. De a-i invita cetățenii să se informeze și să nu lase ca lucrurile să treacă așa de la sine. Pentru deci, până la urmă, prin... soluția este să nu lași să treacă, să reacționezi. Să reacționezi pașnic și prin informare. Deci, pentru că cunoașterea, până la urmă, îți dă putere. Ce veți face în continuare? Ce vom face? Deci rămâne pe poziție. Rămâne pe poziție, da. Succes atunci. Da, mulțumim. Până la urmă, mai în glumă, mai în serios, când v-ați mai întâlnit ultima dată așa într-un grup? Deci, până la urmă, primăria vă face un bine, vă bună pune afirmație. Situația să reacționăm. Bună afirmație, chiar așa se întâmplă. Cu ocazia asta avem, avem oportunitatea să ne cunoaștem între noi. Și pentru să faceți ceva. Da, exact. Și e incredibil că, uite, în România se întâmplă... Să sperăm că avem și succes. Dar se întâmplă în Bistrița, mi se pare așa, de-a dreptul halucinant. Și lumea reacționează în Bistrița. Da, și nouă ni se pare la fel, dar sperăm să avem succes. Și să le arătăm că suntem o comunitate, nu putem fi călcați chiar așa în picioare. Avem și noi o voce, și noi am votat, sunt acolo unde sunt pentru că și noi am votat. Și cerem respect, adică așa este normal. Când iei o decizie de genul ăsta, trebuie să te consulți, nu? Și cu locatarii și trebuie să respecti legile, nu? Da. Am văzut acolo că în legea sporturilor se spune, cred că dacă mi-aduc aminte, la articolul 79, că destinația unui teren de sport se poate schimba exclusiv prin hotărâre de guvern. Da. Ori ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă pe o durată, să spunem, e temporar. Nu există. Legea din România nu face distinție între temporar și definitiv. Sau, deci nu face distinție. Am vorbit și noi cu juriști care ne-au explicat. Deci, odată ce tu hotărăști să faci parcare pe un teren de sport, este clar că ai schimbat destinația. Nu poți să spui că nu i-ai schimbat, că e teren de sport și nu-i parcare din moment ce tu parchezi, nu? Și legea nu face distinție între temporar și definitiv. Deci legea interzice total parcarea pe un teren de sport. Clar. Sunteți hotărâți să vă păstrați acest pretext de libertate aici? Da, evident. Evident. Afirmare. Evident, pentru că știți cum? De peticul ăsta de libertate, care în primul rând a fost amenajat de locatar, n-a fost amenajat de primărie. Deci locatarii cu mai cu aranjă... Dar de ce este acea pancartă pe care scrie că este în administrarea primăriei. A, bine, este pentru că este teren de sport înregistrat la primărie, administrat pe domeniul public. Pe domeniul public, da. Dar deci, efectiv ce a făcut primăria pentru locul ăsta? A, pentru locul ăsta? A marcat terenul, acum deci de curând. Vopția, da. Da. Am plasat coșurile de basket pentru că înainte se juca mai mult fotbal aici. Așa. Și deci, până la urmă, primăria chiar i-a dat o destinație de teren de sport. Da, exact, au confirmat. Și de unde până unde s-a gândit să suprapună peste terenul de basket parcarea? Întrebare foarte bună și noi n-o punem. Să înțeleg că domnul Crețu vrea să facă aici o parcare supraterană, adică să etajeze cumva. Nu. Glumesc, doamna, no. Având ideile pistichii cu Wonderland. Nu, domnul Crețu vrea să permită parcarea pe un teren pe care tocmai l-a marcat și care este clar teren de sport, pentru că uitați panou acolo, asta scrie, da, nu? Da, nu? Dacă scrie, aia e clar. Deci, L-ați votat pe domnul Crețu? Culmea e că da. L-ați mai votat? Nu, clar. Și am învățat... Deci v-a pierdut de clar. Da. Forever, da. Nu? Forever. Culmea
este că în primul mandat a făcut câte ceva pentru oraș și eu personal am fost mulțumită și de aia l-am votat. Deci, la ce vă referiți? Păi s-au făcut sensurile giratorii, s-a fluidizat circulația, au fost aranjate trotuarele care erau așa, chiar mizerabile. Deci o mamă aici, cu un cărucior. Aici, la dumneavoastră, că încolo în restul orașului erau... Da, în zona noastră, da, unde da, ne lovim. Da, da, aleile da, pietonale au fost aranjate. Așa. Nu înseamnă că nu avem și alte lucruri de reproșat, dar măcar s-a văzut că a încercat câte ceva. Câte ceva, da, și că s-a ocupat de, s-a preocupat de oraș. Dar despre ideile cu Wonderland-ul, cu o pârtie de schi aici unde nu este zăpadă, cu tramvai în Bistrița, cu... A, bine, astea sunt, nu știu, probabil că... Na. Nu vreau să le comentez. Nu vreau să de le comentez. De domeniu știu, fantastic. Da, da, așa par. Inclusiv partea aia cu centura. Nu am fost foarte preocupată de subiect, nu am avut timp. Dar mi-amintesc că am văzut la televiziune, pe televiziune, o televiziune națională cu Ministerul Transportului ridiculiza ideea de a face centură prin mijlocul unui oraș. Deci, probabil că na, mai sunt și scăpări și poate că are nevoie ca cetățenii din când în când să-i mai amintească. Uite, noi suntem de acord sau nu suntem de acord cu asta? Oare nu ar trebui fiecărui politician, cetățean? Ba da, ba da, cum să nu. Și uite, cu ocazia asta lansăm un apel către toți politicienii care au ajuns în pozițiile unde au ajuns, dar datorită și nouă. Și noi am votat. Domnule, arătați-ne că vreți să respectați legile pe care dumneavoastră le-ați făcut. Parlamentul a făcut legea sporturilor, da, n-am făcut-o eu, da? Este o lege votată de Parlament, nu știu care partid a promovat-o și nici măcar nu mă interesează. Dar este o lege care există în România. Să ne demonstreze politicienii că în România legile promovate și votate de ei sunt respectate. În primul rând de ei. Evident. Asta vrem. Să respecte legile pe care le-au făcut. Să ne arate asta. E ce posibil. Ce invitație lansați bisericiunile? Păi, invităm să vină în fiecare duminică aici pe terenul de sport. Sperăm să ajungem la o finalitate și finalitatea înseamnă îndepărtarea barierei și aducerea bordurii în starea inițială. Clar. Deci însemnând blocarea accesului mașinilor. Blocarea accesului auto, da. Deci pentru noi, acela, în momentul acela, un asemenea moment ar însemna că subiectul este închis, clar. Să respectă legea. Transformarea bordurii în rampă v-a determinat? Asta a fost momentul care a prins... Da, noi nu am știut că suntem monitorizați, pentru că am aflat ulterior că am fost monitorizați. Și apropo, ne întrebăm cât de legală e monitorizarea asta? Ce înseamnă asta? Adică cine o face? După ce reguli? Adică puteau să ne spună și nouă că ne monitorizează, nu? Da. Dacă este... tot e public, domnule, e autoritate publică, să ne spună și nouă că dar ideea e public, nu? Eu nu mai stau în Bistrița, dar vreau să vă întreb, există vreun Big Brother în jur? Nu știu. Nu cred. Am înțeles că au fost amplasate ceva camere, dar nu cred că în zona asta. Deci am fost monitorizați un an de zile. Și asta, domne, cum adică? Nu există legi în țara asta. Deciziile se iau pe baza monitorizării. Ce înseamnă v-au monitorizat? Înseamnă... S-au uitat dacă v-ați întins rufele, dacă ați ieșit pe balcon. S-au uitat. Aici nu este parcare și teren de joacă. Da? Da. De unde știi că nu-i parcare? Ia spune-i tu. Cum ți-ai dat seama? Încă sunt destule parcări. Păi da, totuși, cum îți dai seama că aici este un teren de joacă? Că eu, fiindcă mie mi-e greu. Fiindcă sunt de basket, toți copiii se joacă. Și marcajele astea, la ele te referi? Da? Linii. Da. Liniile și copiii? Așa de fotbal și de basket. Și tu în ce bloc stai aici? Pe cealaltă stradă. Și vii des aici să te joci? În ce clasă ești acum? A doua, trec. Treci a doua, da? Și îți face plăcere să vii aici să joci?